Holul de la parterul primăriei Curtea de Argeș va fi transformat complet într-o sală de așteptare modernă, în care cetățenii care au diverse treburi la taxe și impozite ori la alte birouri aflate aici la parter vor putea să aștepte civilizat până când funcționarii vor avea timp să stea de vorbă cu ei. Municipiul Curtea de Argeș anunță pe sistemul electronic de achiziții publice că repară primăria. Societatea care se va ocupa de lucrări și care a primit direct contractul este Alfacon din municipiu. Contractul are ca obiect reparații și reconversie birouri, clădirea primăriei Curtea de Argeș și prevede că se vor repara și adapta birourile aflate la parterul clădirii pentru o accesibilitate optimă a contribuabililor la serviciile asigurate de către Registrul Agricol și Serviciul Impozite și Taxe Locale. Lucrările vor costa peste 50.000 de lei, puțin peste 10.000 de euro. După ce fostul Serviciu de Asistență Socială, actuala Direcție de Asistență Socială, s-a mutat din primărie, administrația locală a anunțat că birourile care fuseseră ocupate de asistența socială vor fi reamenajate pentru ca cetățenii care au treabă la Registrul Agricol și la taxe și impozite să poată aștepta și apela la funcționari în condiții civilizate. Proiectul este vechi, din 2015, de pe vremea fostei administrații locale.